Veniți să ne ridicăm. Și vreau să vă spun că mă bucur tare mult să vă văd în dimineața aceasta la închinare. Mă bucur să vă văd tare mult împărtășie cu Domnul, împărtășie cu frații. Și în această zi deosebită pentru biserică, în această zi deosebită pentru noi toți, în această zi deosebită pentru tot poporul Domnului, vă invit așa cum stăm să ne liniștim inimile, să ne plecăm capetele, să închidem ochii și să deschidem printr-un timp de rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea Ta, înălțăm numele Tău, mărim numele Tău, îți mulțumim pentru dragostea Ta, pentru bunătatea Ta, pentru îndelunga Ta răbdare. Mulțumim pentru dragostea extraordinară pe care ți-a arătat-o în Domnul Iisus Hristos, Fiul Tău. Dar, Doamne, vrem să-ți mulțumim în această zi în mod special pentru Duhul Tău cel Sfânt, pentru a treia persoană din Trinitate. Mulțumim pentru toate binecuvântările pe care le-ai oferit prin El. Și în dimineața aceasta binecuvintează întâlnirea noastră, binecuvintează cu un duh de rugăciune, cu un duh de închinare, cu un duh de inimi deschise pentru a primi cuvântul Tău. Ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos ca Tu să îndepărtezi din locul acesta orice duh potrivnic al lucrării Tale. Te rugăm ca Tu să aduci liniște și pace în inimile noastre și în locul acesta să ne putem conecta cu întreaga ființă, cu cerul și cu cuvântul Tău. Cercetează-ne, vorbește-ne, mișcă-ne, ajută-ne, Doamne, să ascultăm glasul Tău, să-L auzim, dar mai mult ca orice, să și fim împlinitori ai cuvântul Tău. Toate aceste lucruri Te-am rugat în numele și pentru meritele Domnului Iisus Hristos. Amin. Așa cum stăm, vă rog să deschideți Bibliile și să le deschideți la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, și o să citesc versetul 7 și versetul 8, dar aș vrea să-l citim împreună. Deci dacă aveți Biblie, vă rog să le deschideți la Fapte, capitolul 1, și am să citesc versetul 7 și versetul 8 și aș ruga echipa de la media să ne ajute să pună pe ecran versetul 7 și versetul 8 din Faptele Apostolilor, capitolul 1. Hai să rostim împreună. El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Astăzi, biserica sărbătorește un eveniment deosebit. Un moment crucial, aș putea spune, și știe cineva, poate cineva să mă ajute să-mi spună ce eveniment sărbătorim, ce sărbătoare astăzi este pentru întreaga biserică de peste tot pământul? Așa, unii au spus coborârea Duhului Sfânt, alții au spus cinzecimea, alții au spus rusalele, într-adevăr. Într-o zi ca și aceasta, frații mei, sărbătorim împlinirea cuvintelor Domnului Iisus Hristos pe care tocmai le-am citit din Fapte 1, 7 și 8. Într-o zi ca și aceasta, sărbătorim coborârea Duhului Sfânt și aș vrea să vă spun că s-a întâmplat un lucru foarte important odată cu coborârea Duhului Sfânt. Știți care este acela? A luat ființă biserica. Pentru că atunci când apostolul Petru s-a ridicat și a început să predice, cuvintele acestea, care au fost împuternicite de Duhul Sfânt, au avut o putere extraordinară și oamenii s-au întors la Domnul și a avut loc o trezire extraordinară în Ierusalim. Dar întrebarea este, frații mei, la mai bine de 2000 de ani, de la coborârea Duhului Sfânt peste ucenici, peste credincioși, ce importanță are sărbătoarea aceasta pentru noi astăzi la New Life? Ce importanță are faptul că Dumnezeu Tatăl a trimis pe Duhul Sfânt să fie împreună cu noi? Și dați-mi voie, în doar câteva minute, să vă împărtășesc câteva versete din Sfânta Scriptură care vorbesc despre Duhul Sfânt. Câteva versete care vorbesc despre numele și titlurile pe care le are Duhul Sfânt și ce implicații au acestea în viețile noastre. Și mă rog ca toate aceste gânduri și aceste titluri și aceste nume să fie motive de mulțumire pentru fiecare dintre noi. Întoarceți cu mine, vă rog frumos, la 2 Timotei, capitolul 3, cu 16.
Duhul Sfânt este cunoscut după mai multe nume și titluri și denotă câte o funcție, câte un aspect al lucrării sale. 2 Timotei, capitolul 3, cu 16, spune așa, că și toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Toată Scriptura, frații mei, cuvântul Domnului, Biblia, este insuflată de Duhul lui Dumnezeu. Și dacă ar fi să reținem un cuvânt pentru care trebuie să mulțumim Domnului, acesta este autorul Scripturii, autorul cuvântului. Pentru că Duhul Sfânt a fost acela care, frații mei, a mișcat inimile scriitorilor când ei au pus această carte împreună. Duhul lui Dumnezeu a fost acela care i-a mișcat ca să consemneze exact ceea ce el insufla în mintea lor și în inima lor. Dacă vreți, așa cum un vânt suflă în pânzele unei corăbii ca să meargă într-o parte sau alta, în timp ce autorii Scripturii scriau aceste cuvinte, tot așa Duhul Sfânt le-a dat un impuls acestora să scrie cuvintele pe care le avem aici. Zile trecute am discutat cu un tânăr și îmi spunea, frate Sami, ce foarte interesant, discutam despre Biblie, dar zice, cum poți să fii tu sigur că cartea aceasta este ceea ce este sau are autoritate? Păi zic, pentru că zice, la un moment dat, la urmă urmei a fost scrisă tot de oameni. Și am zis, diferența pe care o face cartea aceasta față de orice altă carte din lume este că a fost inspirată de Duhul Sfânt. Frații mei, dacă n-ar fi fost inspirată de Duhul Sfânt, cartea aceasta ar fi fost ca oricare alta și n-ar fi avut putere. Reține acest cuvânt, acest gând, autorul Scripturii. 2. Ioan 14:16 zice, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor. Autorul Scripturii și 2. Mângâietor. Vă mai duceți aminte că Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer? Ucenicii dintr-o dată au început să fie neliniștiți, pentru că Domnul s-a dus la cer și a lăsat un gol, da? Nu mai era prezența Lui care să-L ofere mângâiere. Și zice Domnul, stați liniștiți, voi trimite un mângâietor care să vă mângâie, să vă îmbărbăteze și să vă călăuzească. Reține acest gând mângâietor. 3. Zice cuvântul lui Dumnezeu că Duhul Sfânt este o pecete. Adică în inima noastră, Duhul nostru împreună cu Duhul Sfânt atestă faptul că suntem ai Lui. Și atunci când vine diavolul și spune, băi, ai numai ce ai căzut, nu mai ești tu copilul Domnului, mai ești sigur că mai ești în mâna Lui. Ei, Duhul Sfânt, care este o garanție, o pecete pe care nimeni nu o poți să o ruptă, îți reamintește, tu ești al Domnului. Pecete. Autorul Scripturii, mângâietor, pecete și vă mai dau un singur gând. Cuvântul zice în Ioan 16:13 că El este un ghid. Vedeți, Duhul Sfânt a fost acel care i-a călăuzit pe cei care au scris. Dar frații mei, ai nevoie nu numai de Duhul Sfânt când scrii, ai nevoie și când citești cuvântul. Pentru că eu am vorbit cu oameni care mi-au spus, citesc Biblia, dar nu înțeleg nimic. Ca să înțelegi Biblia, ai nevoie de iluminarea Duhului Sfânt. De asta zice Sfânta Scriptură că pentru cei care nu-L cunosc pe El, cuvintele astea sunt o nebunie. De ce? Pentru că n-au Duhul Sfânt care să le interpreteze, care să vorbească pe limba lor. Frații mei, ce har avem noi că deschidem Biblia și înțelegem și cuvintele acestea dau viață. Revin din nou, revin la ceea ce v-am spus. Autorul Scripturii, mângâietor, ghid în înțelegerea cuvântului și pecete. Și aș vrea să te întreb, pentru ce vrei să-i mulțumești Duhului Sfânt? În ce fel și-a arătat El lucrarea în viața ta? În ce fel, în aceste patru aspecte, pentru care din aceste patru aspecte vrei să-i mulțumești în dimineața aceasta? Și frații mei, în momentele care urmează, aș vrea să intrăm într-un moment de rugăciune. Dar vă rog cuvintele noastre să fie cuvinte scurte. Bine, rugăciunile private și-au locul lor acasă, rugăciunile în public sunt de altă natură. Trebuie să fie scurte, pline de putere, pentru că suntem mulți și trebuie să ne rugăm toți. În casa Domnului trebuie să ne rugăm toți. Bine, frații mei? Hai să ne rugăm la subiect. Cu cele patru gânduri cu care v-am îndemnat, să-i mulțumim Domnului pentru Duhul Sfânt, în cuvinte scurte, pline de putere, ne ridicăm în picioare și doar în cuvinte de mulțumire. Biserica se roagă.
Slavă ție, Doamne! Mulțumim, Doamne! Amin! Slavă ție, Doamne! Da, da. Mulțumim, Doamne! Amin! Mulțumim, Duhule Sfânt, pentru că ești mângăietor! Slavă ție, Doamne! Slavă ție, Doamne! Mulțumim, Doamne! Amin! Slavă ție, Doamne! Slavă ție, Doamne, Tată! Amin! Amin! Slavă ție! Slavă ție! Slavă ție, Doamne, mare ești! Slavă ție, Doamne! Mulțumim, Doamne! Da, Doamne, mulțumim! Slavă ție, Doamne! Te rugăm, Doamne! Da, Doamne! Amin, amin. Slavă ție, Doamne Iisus. Mulțumim, Doamne Tată. Da, Doamne. Slavă ție, Doamne. Așa e, Doamne. Slavă ție. Amin, amin. Slavă ție, Doamne Iisus. Mulțumim, Doamne. Da, Doamne. Așa e, Doamne. Mulțumim, Doamne. Da, Doamne. Slavă ție. Da, Doamne. Amin, amin. Amin. Da, Doamne, slavă-ți. Amin, amin. Slavă-ți, Doamne. Amin, amin. Mulțumesc, Tatăl din cer, pentru toate binecuvântările spirituale care le avem. Mulțumim, Doamne. Mulțumim. Da, Doamne, da, Doamne. Mulțumim, Doamne. Mulțumim, Doamne. Slavă ție, Doamne. Și ne dă putere, Doamne, ca să ca prin El, Doamne, să aplicăm, Doamne, cuvântul Tău în fiecare zi. Mulțumim pentru toate lucrurile și sfârșitul veci. Amen, amen. Mulțumim, Doamne. Mulțumim. Da, Doamne, slavă ție. Amin. Amin. Tatăl Ceresc, îți mulțumesc și eu pentru toate binecuvântările care se reînnoiesc în fiecare zi. Mulțumim, Doamne, slavă ție. Amin. Amin. Doamne, ești așa de minunat, mintea noastră nu te poate înțelege. Așa e, Doamne. Mulțumim pentru că Dumnezeu ca Tată. Mulțumim. Slavă ție. Mulțumim că ai suflat cuvântul Tău. Da, Doamne, slavă ție. Slavă ție, Doamne Iisus. Amin, amin. Mulțumim, Doamne. Mulțumim, slavă ție.
Mulțumim, Doamne, slavă Ție! Amen! Slavă Ție, Doamne! Amin, amin! Da, Doamne, mulțumim! Mulțumim! Slavă Ție, Doamne Iisus! Amin, amin! Mulțumim, Doamne Tată! Slavă Ție, Doamne Tată! Amin, amin! Da, Doamne, slavă Ție! Da, Doamne, mare ești Tu! Mulțumim, Doamne, Tată! Mulțumim, Tată! Slavă Ție! Slavă Ție, Doamne! Te slăbesc, Doamne, îți mulțumesc și ajută-mă, Doamne, ca în fiecare zi să fac voia Ta. Amin, amin! Îți mulțumesc pentru toate și doresc ca toată gloria să fie a Ta. Amin, amin! Da, Doamne, mare ești Tu. M-ai ajuns la convingerea că sunt un păcătos. Da, Doamne, Tată. Că Domnul Iisus Hristos a murit și în locul meu. Da, Doamne. Mulțumesc pentru nașterea din nou. Da, Doamne, Tată. Viața mea. Da, mulțumesc pentru călăuzirea de atunci. Da, Doamne, Tată. Glorie și slavă să-ți fie în veci. Amin, amin. Atunci, slavă Domnului Tău, Tată, sfânt din cerul, în clipă de față. Mulțumim, Doamne. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție, Doamne, Tată. Mulțumim, Doamne, Tată. Te rugăm, Doamne. Amin, amin. Așa e, Doamne, mare ești Tu, Doamne. Slavă Ție, Doamne. Mulțumim, Doamne, Tată. Amin, amin. Amin, amin. Doamne, te lau și eu și te mulțumesc pentru că pe când în lumea aceasta Tu ai trimis Duhul Tău ce sfânt. Slavă Ție, Doamne, Tată. Mulțumim, Doamne. Slavă Ție, Doamne, Tată. Amin, amin. Da, Doamne. Amin. Doamne, Tatăl nostru care ești în cer, mulțumim în numele Domnului. Da, Doamne. Mulțumim, Doamne, Tată. Te călăuzești în fiecare zi. Da, Doamne, slavă Ție. Nu crede multe ori că nu suntem după voia Ta. Da, Doamne. Te rugăm, ajută-ne să nu întristem Duhul Tău. Da, Doamne. Să rămânem credincioși și ascultători de Tine. Da, Doamne. Toată viața noastră. Amin. Da, Doamne. Da, Doamne. Da, Doamne. Da, Doamne, Tată. Da, Doamne, Tată. Amin, amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Fapte 1 spune așa, ci voi veți primi o putere. Ce voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Vedeți, un alt lucru pe care l-a dus Duhul Sfânt în viețile noastre a fost putere. Și întrebarea este despre ce putere vorbește Domnul Iisus Hristos sau despre ce putere promite Domnul Iisus Hristos aici. Vedeți, în greacă, cuvântul putere este dunamis, adică de unde avem cuvântul dinamită. Și se pare că din cuvintele Domnului Iisus Hristos, Duhul Sfânt care este în noi are puterea unei dinamite sau are puterea de forța unei dinamite. Și cred că atunci când Duhul Sfânt intră în viața noastră, una dintre lucrările sale este, dacă vreți, să explodeze, să dinamiteze, să distrugă în viața noastră tot ceea ce nu-i pe placul lui Dumnezeu. Amin, frații mei? Duhul lui Dumnezeu are puterea aceasta de a ne
cerceta, de a ne mișca inimile, sau, așa, sau Duhul lui Dumnezeu are puterea de a ne ajuta în umblarea noastră pe acest pământ, ne dă putere să fim pe placul lui Dumnezeu, ne dă putere să facem față presiunilor vieții, ne dă putere, Duhul Sfânt, să învingem în bătălia cu firea noastră spirituală și cu ispitele pe care le avem. Fraților, ce ne-am face noi fără puterea Duhului Sfânt? Duhul Sfânt, frații mei, ne ajută în puterea, în lupta împotriva ispititorului. Duhul Sfânt ne ajută în lupta împotriva presiunilor vieții. Duhul Sfânt, frații mei, ne ajută să câștigăm oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne ajută în evangelizare, în misiune, în dragoste, în pace, în ceea ce suntem. Frații mei, fără puterea Duhului Sfânt suntem oameni slabi. Și întrebarea în dimineața aceasta este următoarea. Dacă Duhul Sfânt aduce putere, trăiesc eu, trăiești tu în puterea Lui? Suntem noi plini de plinătatea Lui? Umblăm noi călăuziți de Duhul? Lucrează în noi El puterea aceasta, frații mei, care ne ajută să punem în practică cuvântul lui Dumnezeu? Și așa că în acest al doilea moment de rugăciune să venim într-un moment de cercetare. Știți ce e interesant? Când citești cartea Faptele Apostolilor, de când a fost turnat Duhul Sfânt în viețile ucenicilor, ucenicii au fost numai în mișcare. Uitați-vă la ei, numai pe fugă, numai au mers, numai au mers și a dus Evanghelia. Și adevărul este că am ajuns să trăim un creștinism în ziua de astăzi, închis, bine, frumos, în programe, în timp de închinare și așa mai departe, în care ne mulțumim cu ceea ce avem, cu lucrarea pe care avem și parcă uităm de puterea aceasta Duhului Sfânt care numai ne împinge, care ar trebui să ne provoace să facem ucenici după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și întrebarea este, în lumina puterii Domnului și Duhului Sfânt, mai avem noi putere? Apelăm noi la putere? De aceea, în grupurile noastre de rugăciune, am vrea să ne rugăm Domnului pentru mai multă puterea Duhului Sfânt în viațile noastre, în familiile noastre, în biserica în care Dumnezeu ne-a pus. Putere de mărturie, putere de dragoste, putere de evangelizare, de misiune și am o întrebare, pentru cine ne-am rugat săptămâna aceasta? Vă mai duceți aminte? Familia. Pentru familia Săutiuț senior, pardon. Ne-am rugat pentru familia Săutiuț. În grupurile noastre, hai să-i purtăm încă o dată în rugăciunile noastre, vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului pentru puterea care vine din partea Duhului Sfânt.
Să ne ridicăm. Doamne, venim din nou înaintea Ta și îți mulțumim pentru aceste momente deosebite de rugăciune. Mulțumim pentru prezența Duhului Tău cel Sfânt în mijlocul nostru, în inimile noastre și în locul acesta. Suntem atât de recunoscători pentru prezența Ta, pentru lucrarea Ta, pentru asistența Ta, pentru călăuzirea Ta, pentru mângâierea Ta, pentru siguranța pe care ne-o oferi. Mulțumim că nu suntem singuri pe acest pământ și îți mulțumim că lupta împotriva diavolului, lupta împotriva firii, lupta împotriva acestei lumi care este împotriva noastră, ne l-ai dat pe Duhul Tău cel Sfânt. Și în dimineața aceasta te rugăm ca Tu să Te uiți la inimile noastre și la viețile noastre. Și dacă încă sunt păcate care opresc lucrarea Ta, Doamne, ajută-ne să ne pocăim de aceste păcate. Și fie ca acest canal de comunicare, inima noastră, Doamne, să fie deschisă spre lucrarea Ta și spre puterea Ta. Doamne, n-am vrea să trăim ca niște creștini fricoși. Doamne, creștinii de-a lungul secolului și-au dat viața pentru credință. Și Te rugăm ca Tu să înflăcărezi în noi în dimineața aceasta Duhul de rugăciune, Duhul de evangelizare, Duhul de misiune. Să fim preocupați pentru sufletele pierdute din jurul nostru. Și înțeleg, Doamne, că dacă am ajuns în astfel de situații, poate că de multe ori se datorează și faptului că nu trăim în puterea Duhului cel Sfânt. De aceea cercetează-ne în dimineața aceasta, binecuvintează închinarea, binecuvintează cuvântul, binecuvintează cântarea și împreună vrem să spunem: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și ne nu duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Morning, everyone. It's great to see you all here this morning. Before we begin to praise our God, I'd like to read a verse from Psalm 147. It says, "Great is our Lord and mighty in power. His understanding has no limit. God is our creator. He created the universe and everything around us. He is infinite. He is incomprehensible. He is great in power and knowledge. He is the great healer for the weak and the sick. No one can describe Him because He is our God." As we sing these next songs, I ask that you all take time and think of how great He has been to you and your family, all the miracles and all the blessings that He has done for you. Măriți voi ceruri și pământ.
toate le-ai creat, de toate mâna ta le ține. Toate spun că tu ești Dumnezeu. Ai trimis suflarea ta și viața peste mine și mai mult de tot ce ești, tu ești Tatăl meu. Să cântăm toate le-ai creat. Toate le-ai creat, pe toate mâna ta le ține, toate spun că tu ești Dumnezeu. Ai trimis suflarea ta și viața peste mine, și mai mult de tot ce ești, tu ești Tatăl. Tuturor celor care sunteți la închinare aici în această dimineață și de asemenea celor care ne urmăresc în spațiul virtual. Pentru toți cei care sunteți musafiri, vă spunem bun venit în mod special. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze la închinarea din această dimineață. Este ziua când ne amintim de venirea, de coborârea Duhului Sfânt și în această dimineață dorim ca Duhul Sfânt să vorbească prin cuvântul Său și prin tot ceea ce se face aici. Iată câteva anunțuri pentru biserică. Dacă săptămâna care s-a încheiat ne-am rugat pentru familia Sautiuț, pentru Teo și Anca, acum în săptămâna care intrăm ne rugăm pentru familia Sautiuț Senior, pentru fratele Petru și sora Ana. Și iată motivele. Statornicie pe calea credinței,
să fie oameni cu frică de Domnul, să fie modele de viață pentru cei din familie și pentru cei din jur și de asemenea pentru sănătate fizică și sănătate spirituală. Duminica viitoare, înaintea serviciului de dimineață, pentru că va fi ziua Tatălui, tinerii vor avea un cadou pentru toți, dar în mod special pentru tați, vor face cafea proaspătă și vor servi donuts. Așa că aviz amatorilor. În ultima sâmbătă din această lună, în 29 iunie, tinerii vor face o excursie de o zi la Arizona, în Williams, iar costul ieșirii este de $25 pe persoană. Această ieșire se va face într-un grup organizat și de aceea înscrierile se vor face la fratele Sami Crișan până în 23 iunie, până în duminica din 23. Și încă un anunț, un anunț important, în zilele care urmează, 12, 13 și 14 iunie, vom avea 3 zile de post și rugăciune, în 12 pentru familie, apoi pentru biserică în 13 și apoi pentru țară în 14 iunie. Și fiecare zi se va încheia cu un timp de rugăciune de la ora 7 aici în casa Domnului. Domnul să ne ajute să fim motivați și de acest timp de post și rugăciune, să-L slujim mai mult pe El. Iar acum fratele Băhnean va slăvi pe Domnul cu o poezie în timp ce ne închinăm cu darurile de bunăvoie. Slăvit să fie Domnul! După cum am auzit, astăzi avem o sărbătoare principală, sărbăm promisiunea Domnului Iisus, care a promis când s-a înălțat la cer că va trimite un mângâitor. Și este sărbătoarea Duhului Sfânt, pogorârea Duhului Sfânt, ziua cinzecimii. În ziua cinzecimii, mulțime fără număr spre templu se îndrepta. De sânge erau pline altarele de piatră și fum de jertfă sfântă la ceruri se înălța. Și în dimineața aceea din ziua cinzecimii ședeau toți ucenici în camera de sus să aștepte împlinirea făgăduinței care, atunci când se înălțase, lor le dădea Iisus. Dar toți cei 11 și Matia alesul, ce înlocuia pe Iuda din Iscariot, îngenuncheați în rugă, cu lacrimi pe fețe, tângeau în așteptare și erau triși de tot. N-auzeau când ulise zvon de sărbătoare, că lumea poartă în brațe miresme mici și flori, ci rămâneau în casă cu ușa înzăvorită. Cu toată această zarvă ei stau nepăsători. Și nu voiau să știe că preoți în templu îi aduceau Iehovei ca jertfă, ca prinos, viței și țap și tauri și mei fără prihană. Știau atâta doar. O jertfă e și aceasta e Hristos. Și cum ședeau, deodată s-a auzit din ceruri un bujuit, un sunet ca cel mai mare vânt, iar casa aceea mică s-a zguduit de parcă era cel mai mare cutremur de pământ. Și vâjuitul acela consta tot mai năvalnic, ca și taluzul mării pe vreme de furtună. Mereu, tot mai aproape, prinzind întreaga casă și hauind puternic, ca în codre mari cântună. Iar limbi de foc aprinse, scântei de nemurire, ca niște stele smulse din cerul nepătruns, și-au tremurat lumina, apoi se împărțiră la toți cei 12 pe creștete aprins. Și atunci, în clipa aceea, s-a împlinit minunea, ce încă niciodată n-a mai fost pe acest pământ. Prin flăcările aprinse s-a coborât puterea. Toți 12 apostoli primiră Duhul Sfânt.
pe fețele uimite, minunile pusese a cerului pe cete cu semnul lui divin, iar ochilor priviră și inima înțelese că tot ce au cerut în rugă, lor li s-a dat de-ai plin. Și tot atunci, ei au simțit deodată că frica lor dispare și că în locul ei le încolțește în suflet o floare minunată, curajul fără seamăn cu adânc temei. Căci au ieșit din casă de parcă niciodată, n-au stat ascunși în camera de sus. Și au început să spună mulțimei adunate învățătura nouă lăsată de Iisus. Și erau strânși acolo noroade fără număr, și mers, și pers, elamiți, iudei, arabi, cretani, mesopotani, oameni din Libia, Cirena, din Pont, din Capadocia și foarte mulți romani. Mulțimea frământată ca frunzele pădurii, privirile uimite și spre ei își ridicau. Căci fiecare în parte le auzeau cuvântul atât de clar, de parcă în limba lor vorbeau. Și se întrebau, nu soare toți oamenii aceștia galileieni, chiar de aici, în acest ținut? Cum dar îi auzim noi pe fiecare în parte vorbindu-ne în limba care ne-am născut? Căci mulți n-au înțeles și nu voiau să știe că Duhul coborâse cu darul lui divin, nici nu simțeau puterea din toți cei 12. Bătându-l joc de dânsii, ziceau, sunt beți de vin. Dar se ridică Petru plin de curaj și zice, bărbați iudei și voi noroade care aici vă aflați, să-mi ascultați cuvântul, vi-l dau cu chezășie. Toți oamenii aceștia de vin nu sunt bătați, ci astăzi în fața voastră s-a întâmplat ciodată, prorocul Ioel spusese prin Sfintele Scripturi că Dumnezeu turnava în zile din urmă din Duhul Lui asupra oricărei făpturi. Și le-a vorbit de Domnul Iisus, de jertfa de pe cruce, de învierea plină de slavă și de har, cum s-a înălțat la cerul lăsând făgăduința că Duhul Sfânt prin vivor un fără asemendar. Și prin cuvinte clare și alese le-a aduse, Scriptura, prorocii, îndemn și mărturii, încât primind botezul, atunci se adăugară lângă ei un număr de 3.000. Ei lăudau pe Domnul în toată plinătatea. Făceau minuni și semne și în rugă săruiau. Purtau ca pe un luceafăr în suflet de credință. Și lângă ei mereu, tot alții mereu se adăugau. Amin. Today we're going to do something a little bit different. I won't be preaching, but I'll be talking to you and you'll be talking to me. How about that? Sound good? All right. So the first requirement here, if anybody here has theological education, formal theological education, please do not answer any of the questions. Thank you. And if you've been, if you served as an elder or in any other capacity like that, also do not answer any of the questions. But please turn your Bibles or in your phones to Acts chapter 2. And as you do that, can someone tell me what is the day? You've already heard it, but I just want to double check. What do we celebrate today in the Christian calendar? That's right. Thank you. Pentecost. And that's when the Holy Spirit came down on the disciples. Can you also tell me, what does this mean for the church? What would you call this? What is this day as it relates to the church? Maybe this is a little bit, I can't really ask this question without giving away the answer, but this is the birthday of the church. This is the day. This is an actual event that took place in history. And it was about 1986 or 89 years ago.
That's about the time when this took place. So if you turned into your Bibles to Acts chapter 2, I'm going to start reading a little bit, and we're going to go through some of the verses, and when time's up, we're going to stop, if you want, or if not, we can go on for hours. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Now, this is talking about the disciples, the 12 apostles, but perhaps more disciples as well. And then you read verses 2 and 3. Let's just look at verse 2. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. So just from observing the text, what do you see? What is it that the disciples who were gathered there hear? What did they hear? A wind, or let's be more precise. Look a few words before the word wind. A sound like a wind. So it wasn't a wind. It's an important distinction to make. It's a sound like the sound of a wind. Why is it important to make that distinction? Because anytime we read scripture, we have to be very precise in what we read and in what we understand. So it's a sound. There's an audio effect, if you will. And then you look at verse 3, and it says, they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. So there was an audio effect, but in verse 2, but in verse 3 you have a visual effect. And what is that visual effect? Something that looked like tongues or flames of fire. So there's this whole image and sound that go together. And you know what's interesting? Both of these images, the sound of a wind, or that's not really an image, but it's a mental image, and the visual of the tongues of fire, or I should say the fire, both of those represent the presence of God. In the Old Testament, you see many references to God as a fire. In Ezekiel and also the Lord Jesus in the New Testament refers to the presence of God as that of a wind. So what do you get from this? Before you even get to verse 4, you realize that the author, Luke, is telling us that the presence of God was there. If you understand Hebrew scriptures, you understand this. You don't understand the Old Testament, you don't get this. You have to wait until you get to verse 4. But that's fine, even if you have to wait until you get there. In verse 4, it says, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. What happens here? What happened to them? What's the first thing the verse tells us that happened to them? They were filled with the Holy Spirit. And then the second thing? They began to speak in other tongues. By the way, the sound that they heard, the Bible tells us that it filled the house, but also other people from outside heard it. So this was something very loud. If you drop down to verse 6, it's talking about other people who rushed to see what was going on, and they say, when they heard this sound, a crowd came together. We'll perhaps get to that a little bit better, but also they showed up because they heard what was being said in their own languages. Let's go back to that first part of verse 4. And all of them were filled with the Holy Spirit. Now, if you look in Acts chapter 1, if you just turn to Acts chapter 1 and look at verse 5. Look at verse 5, where Jesus tells them, beginning in verse 4, to wait in Jerusalem. Do not leave. Wait for the gift of which my Father has promised. Look at verse 5. For John baptized with water, but in a few days he will be baptized with the Holy Spirit. But here in chapter 2, it says that they were filled with the Holy Spirit. So were they filled with the Holy Spirit, or were they baptized with the Holy Spirit? The answer is
That would be one answer, one and the same. Somebody said here, yes. Yes. You know, when you answer like that, when you say, when somebody gives you a two-choice answer and you say yes, you mean yes, both of them. And that's the case. This is really an unusual situation. The Apostle Paul tells us that if you belong to Christ, Romans 8, 9, you have the Spirit of Christ. Yet we see all those believers here who did not have the baptism of the Holy Spirit because they came to faith in the old covenant, while the old covenant was still in force. So the disciples were born again, were saved under the old covenant, but then they came to believe but then this day of Pentecost came, and the Holy Spirit came and baptized them. Now, for all of us, everybody in the future history of the church, with a couple of exceptions in the book of Acts, baptism is at the moment of salvation, but the filling of the Holy Spirit is an ongoing thing. It's something that we need to have again and again and again. So that's very important to keep in mind. Let's just briefly look at verse 5, 6, and then I'll wrap up with a couple of things that we can conclude with. Verse 5, now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard the sound, a crowd came together in bewilderment because each one heard their own language being spoken. So what happens? They hear what the disciples are saying, and what are they communicating? They're telling them about the good news of the gospel, about Jesus, about his death and his resurrection. We know that because that's all they preached in the book of Acts. You can check that out for yourself. And that's what Peter talks about later in the sermon. And of course, in the sermon that follows in chapter 2. And of course, many people are converted. And this is the birth of the church. This is how things go on from here. But let's try to wrap things up and look at the idea that we see again in verse 1, and see if we can draw an application from that. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Question for you. The disciples at this stage, are they afraid? Are they afraid of the Jewish authorities? Remember, after the crucifixion of Jesus, they were afraid. They were locked up in a room. Are they afraid? Are they still afraid? Yes? No. No, they're not afraid. They have seen the risen Jesus. They saw him. If you saw your favorite person whom you have put all your hopes in, if you have seen that person die and then rise from the dead, you would be completely free of any kind of fear. You know somebody who can overcome death. There's absolutely nothing to be afraid of. The disciples are fearless and poised to go proclaim the good news, and yet they're not doing it. Why? Because they're waiting. Jesus told them, instructed them to wait until they would receive a power, which is the power of the presence of the Holy Spirit, when the Holy Spirit would come on them. So likewise, we may think at some point in our life that we're ready to do this work or that work for God, but God may say, wait a little while. Now, this is not going to be 40 years like for Moses, but it may be that you have to wait a little while until God empowers you in the right way to do the work that he wants you to do. And one more thing, and then we're going to finish. What's the deal with this filling of the Holy Spirit? I've already mentioned that we're baptized with the Holy Spirit and in the Holy Spirit at the moment of salvation. Bible doesn't tell you anywhere to seek the baptism of the Holy Spirit because it's something God does when you believe. But the Bible instructs us to be filled with the Holy Spirit. So I, in my life and in my walk, and you in your walk, you should seek to be filled with the Holy Spirit. And there's many things that you should do, but what are some of the primary things that you need to do to have the filling of the Holy Spirit? Number one, let the Holy Spirit talk to you. The Holy Spirit talks to you in His Word. Of course, you need to talk to the Holy Spirit, to God, in prayer.
But one more thing. So this is very important. Let him talk to you. Let the Holy Spirit speak to you. The second important thing is yield the control of your life to him. And you have to do this consciously and sincerely. You say to God, the Holy Spirit, you say to God, I completely give you control of my life. And if you say this and you mean it, he will work with power in your life. But guess what? This is something you have to do at least daily. The filling of the Holy Spirit is something that doesn't last a lifetime. It lasts hours, maybe a day or two at best. That's why we need to seek the filling of the Holy Spirit every day in our lives. And that when we do that, we're empowered to serve God and to live holy lives. And I hope that what we talked about today is something that will motivate you to live for God and to seek the presence of the Holy Spirit in your life. When you have the Spirit in your life, then he will push away all the things of the world and you will become to look more and more like Christ every day. May God help you to do that. Amen. Let's all stand. Father, we come before you. I just want to thank you again for another beautiful day, Father. I want to thank you that we're able to all gather here in your house today, that we're able to worship and praise your great name, Father. Father, I pray that during this sermon, we're able to gather the right information, that we're able to listen, open our hearts and our minds, Father. That we're able to use in our everyday life, Father. Father, I pray that we just grow closer to you and grow in spirit, Father. In heavenly name I pray. Amen. For shalom.
vă motivez să redeschidem Scripturile la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, și vom citi primele 6 versete. După citirea Cuvântului Sfânt prin fratele Nica, să cerem binecuvântarea peste cuvânt, servul său și întreaga adunare. Cuvântul Scripturii mărturisește. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Amin. Să ne rugăm Domnului. Slavă ție, Doamne! Mulțumim! Să ne umple de putere, de rezolvare, de binecuvântare zilnică. Slavă ție! Să ne investăm în dragostea ta, pe locul nostru, de continuare. Lasă ca cuvântul tău să ne inspire, să ne motiveze. Te rugăm să te înduri. Mulțumim. În numele Tău să fie binecuvântat în dimineața asta pentru dragostea pe care v-ai făcut. În numele Domnului Hristos te rog și îți mulțumesc frumos. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ascultători ai Cuvântului Sfânt, iată-ne în această zi sfântă, pusă deoparte de Dumnezeu, din veșnicie, zi în care, așa cum și frații înainte vorbitori au amintit pe bună dreptate, ziua în care s-a născut Biserica creștină, într-un cadru sărbătoresc pur evreiesc, dar așa cum vom vedea din Scripturi și din mesaj, ei au venit ca fiind evrei, dar au plecat ca fiind creștini. Au venit sub lege, dar au plecat sub har. Au venit fără Hristos și au plecat cu Hristos în inima lor. Și în această zi sfântă de Rusalii, de pogorârea Duhului Sfânt, haideți din Scripturi să dăm răspuns împreună prin călăuzirea Duhului Sfânt la această întrebare. Cine este Duhul Sfânt? Cine este Duhul Sfânt? Pe baza textului din Fapte 1:8, și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. La o exegeză superficială am putea crede că Duhul Sfânt este numai o putere, o forță de la Dumnezeu, o binecuvântare pe care El ne-o dă. Dar Scriptura ne arată că Duhul Sfânt e mai mult decât o putere. Duhul Sfânt este o persoană, a treia persoană din Sfânta Treime, și să spunem cu întreaga adunare, mărit să fie Domnul. În primul rând, dând răspuns la această întrebare, cine este Duhul Sfânt, vom vedea personalitatea Duhului Sfânt, El fiind o persoană. Și aș ruga să aveți Biblia la îndemână și să vedem cum Duhul Sfânt acționează ca o persoană. Vom scoate în evidență câteva din acțiunile pe care îi sunt atribuite Duhului Sfânt ca persoană. Duhul Sfânt e Cel care rămâne, Duhul Sfânt este Cel care învață, Duhul Sfânt este Cel care amintește, Duhul Sfânt convinge cu privire la păcat, Duhul Sfânt călăuzește în tot adevărul, Duhul Sfânt descoperă lucrurile viitoare, Duhul Sfânt a vorbit lui Filip. La Ioan 14:7 cuvântul spune, El rămâne cu voi și va fi în voi.
cuvintele Domnului Iisus vizând lucrarea personală a celei de-a treia persoane din Sfânta Treime, Dumnezeu Duhul Sfânt. Ioan 14:26, El vă va învăța toate lucrurile. Și de atunci până astăzi nu există învățător mai mare ca și Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vă va învăța toate lucrurile. Dar mângăietorul, adică Duhul adevărului, Duhul Sfânt convinge de păcat, Ioan 16:8. Te-ai întrebat vreodată cum de-ai avut parte de lucrarea binecuvântată a nașterii din nou și cum ai fost convins de starea de păcat? Duhul Sfânt este Cel care a făcut această lucrare. Aminteam și săptămânile trecute, în mai am împlinit 40 de ani de când l-am mărturisit pe Domnul în apa botezului. Și l-am mărturisit în apa botezului ca urmare a lucrării Duhului Sfânt în viața mea. Am fost crescut în biserică. Cred că am fost un băiat bun, liniștit. Și cu toate acestea, dirijam orchestra, corul, cântam în fanfară, nelipsit de la biserică, în misiuni. Și a fost un timp când am auzit cuvântul și Duhul Sfânt a lucrat la viața mea. Și mi-am dat seama că sunt păcătos. Mă rog ca Duhul Sfânt să te convingă de starea de păcat în această dimineață și să nu mergi din locul acesta fără a conștientiza faptul că ai nevoie de mântuire. Duhul Sfânt este Cel care inspiră Scriptura și vorbește prin ea, Fapte 1:16. 2 Petru 1:29, oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. De aceea credem că atunci când vorbește Biblia, vorbește Dumnezeu. Pentru că oamenii n-au vorbit de la ei înșiși, ci au vorbit mânați de Duhul Sfânt. Fapte 8:29, Duhul Sfânt a fost Cel care i-a spus lui Filip, du-te în cutare și cutare loc. Duhul Sfânt vorbește, Duhul Sfânt cheamă în lucrare. Fapte 13:2, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pentru lucrarea la care i-am chemat. Și chemarea în lucrare nu o face în primul rând nici biserica, nici o comunitate, nici un comitet, nici o asociație, ci chemarea în lucrare o face în primul rând Duhul Sfânt. Și biserica validează chemarea în candidatul respectiv pe care a făcut-o Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu permite anumite acțiuni. Amintiți-vă de pasajul din Fapte 16:6-7. Duhul Sfânt a fost acela care i-a oprit să meargă într-o direcție și i-a canalizat pe apostol să ajungă într-o altă direcție și datorită acestui fapt, Filip a fost prima cetate pe pământ european în care s-a vestit Evanghelia. Duhul Sfânt i-a oprit să meargă într-o parte și i-a canalizat să meargă în altă parte. Duhul Sfânt este acela care mijlocește, Romani 8:26, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Duhul Sfânt posedă atribute esențiale ale personalității. Duhul Sfânt are voință, are gândire, gândește, are cunoștință, Duhul Sfânt are limbaj. Duhul Sfânt ne întâmpină cu dragoste și Duhul Sfânt ne întâmpină cu bunătate. 1 Corinteni 12:11, Duhul împarte fiecăruia în parte după cum vrea. Deci Duhul Sfânt are voință. Și dacă îl considerăm și credem că este persoană și nu doar putere, eu trebuie să stau la dispoziția persoanei Duhului Sfânt ca să mă împuternicească. Nici de cum eu să manevrez puterea. Duhul Sfânt
E înzestrat cu gândire, Romani 8 cu 27, Duhul știe care este felul de gândire sau mentalitatea. Duhul Sfânt e înzestrat cu limbaj. 1 Corinteni 2 cu 13, noi vorbim cu cuvinte învățate de la Duhul Sfânt, unind cele duhovnicești cu cele duhovnicești. Duhul Sfânt e înzestrat cu dragoste. Romani 15 cu 30, Pavel îndeamnă pe romani prin dragostea Duhului să se lupte împreună cu el. Și în Neemia 9 cu 20 cuvântul spune, le-ai dat Duhul tău cel bun ca să-i facă înțelepți. Numele care îi sunt atribuite Duhului Sfânt dezvăluie în același timp divinitatea Lui. El este numit Duhul lui Dumnezeu, El este numit Duhul Tatălui, Duhul lui Iisus, Duhul Fiului. El este numit Duh de înțelepciune, Duh de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință. Și toate acestea le face unul și același Duh. E numit Duh de mângăiere, e numit Duh de înfiere. Vedeți, prin Duhul Sfânt noi am fost înfiați și răscumpărați să facem parte din Biserica lui Hristos. Se spune că un frate slujitor s-a apropiat într-un weekend, într-o sâmbătă, de o pădure și a vrut să stea acolo cu familia lui. Și ce credeți? Dintr-o dată au văzut copilași cum li scodeze după copaci, pentru că era pe vremea comuniștilor, a crezut că e urmărit. Dar când acolo erau orfanii de la un orfelinat care a fost poziționat tocmai la zona limitrofă acelei păduri. Și bineînțeles că fratele i-a invitat să vină cu ei la masă, vreo 4-5 copilași, bucurie mare, necazul știți când a intervenit, când a trebuit să se despartă. Copilașii orfani toți erau pe capota mașinii, unii în mașină, nene, ia-ne și pe noi cu dumneata, ia-ne și pe noi cu dumneata. Dar cum să iei orfan dintr-o instituție de stat? Și fratele le-a explicat, urmând apoi să-i viziteze în repetate rânduri. Duhul Sfânt ne-a înfiat. Înainte eram orfani, eram fără tată, fără drept de cetățenie, dar prin Duhul Sfânt formăm o familie binecuvântată. Duhul Sfânt disciplinează, Duhul Sfânt descoperă și orice adevăr scripturistic, în primul rând, trebuie să vină prin iluminarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt dă har, Duhul Sfânt ne va transfera în starea de glorie. Duhul Sfânt poate fi tratat ca o persoană, de aceea Scriptura e clară cu privire la personalitatea Duhului Sfânt. Știți că Duhul Sfânt poate fi mințit? O putere nu poate fi mințită, dar Duhul Sfânt, care este a treia persoană a Sfântei Treimii, poate fi mințit. Fapte 5 cu 3. Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să mințiți pe Duhul Sfânt? Duhul Sfânt poate ca să primească împotrivire. Fapte 7 cu 51. Duhul Sfânt poate fi întristat. Efeseni 4 cu 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt poate fi batjocorit, Evrei 10 cu 29. Știți că Duhul Sfânt poate fi hulit și hula împotriva Duhului Sfânt e păcatul neiertat. Și exegeții biblici susțin că hula împotriva Duhului Sfânt este păcatul împietririi. Poate ieși în această dimineață la Biserica New Life și ai auzit sute și sute de predici. Dar aștepți altceva și te împietrești în inima ta. Hula împotriva Duhului Sfânt este tocmai acest păcat al împietririi. Doamne, despietrește inimile și gândurile noastre și atunci când se predică cuvântul, să nu ne fie spre o sândă, ci spre mărturie. Domnul Iisus Hristos, vorbind despre Duhul Sfânt, folosește nu pronumele neutru, ci pronumele masculin. Urmăriți împreună cu mine, cuvântul în textul original e cuvântul neutru, Duh, ar trebui urmat de pronumele neutru.
Ori contrar regulilor gramaticale, pronumele este masculin. De exemplu, în Ioan 16, 7 și 8, pentru a arăta că, într-adevăr, Duhul Sfânt este o persoană, nu un lucru sau o putere. Când va veni El, a spus Iisus Hristos, când va veni Mângăietorul, El mă va proslăvi. Observați că Iisus Hristos folosește pronumele masculin, nu genul neutru. Când va veni El, când va veni Mângăietorul, El mă va proslăvi. Credem și mărturisim personalitatea Duhului Sfânt. Apoi, în al doilea rând, în dorința de a da răspuns la întrebarea cine este Duhul Sfânt, haideți să vedem că Biblia ne vorbește și despre divinitatea Duhului Sfânt. Duhul poartă nume divine, după cum am arătat și până acum. Și la 1 Corinteni 2 cu 11, cuvântul Scripturii mărturisește căci cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt posedă atribute divine, deopotrivă cu Tatăl și Fiul. Duhul Sfânt este omniștient. În 1 Corinteni 2 cu 10, cuvântul spune: Duhul cercetează totul, chiar și adâncimile lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este atotputernic, Duhul Sfânt este omniprezent, Duhul Sfânt este adevărul, Duhul Sfânt ne înconjoară cu o măreție care nu se poate cerceta. Isaia 40 cu 13, cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile Lui? Duhul Sfânt este a treia persoană a Sfintei Treimi. Și unitatea dintre cele trei persoane este atât de mare încât Pavel parcă ar crea confuzie, dar folosește aceeași terminologie și pentru o persoană, și pentru alta, și pentru alta. La 1 Corinteni 6 cu 19, Pavel spune: trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi. La 1 Corinteni 3 cu 16, cuvântul spune: voi sunteți templul lui Dumnezeu. Și la Coloseni 1 cu 27, cuvântul spune: Hristos în voi, nădejdea slavei. Cu alte cuvinte, Dumnezeu Tatăl e în noi, Dumnezeu Fiul e în noi și Dumnezeu Duhul Sfânt ne locuiește și ne posedă în tot adevărul. Trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care locuiește în voi. Voi sunteți templu al lui Dumnezeu și Hristos locuiește în voi, care e nădejdea slavei. Primirea Duhului Sfânt, a treia persoană din Sfânta Treime, nu este un privilegiu unui grup de elită, ci este darul divin pentru toți cei care cred și se botează. Apostolii, pentru că am citit textul acesta, au petrecut 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus și nu au primit Duhul Sfânt decât în ziua cincizecimii, în ziua formării și nașterii Bisericii lui Hristos. În aceeași zi, Sfânta Cincizecimii, ei au început să vorbească în limbi străine, pe înțelesul celor 17 etnii prezente la sărbătoarea Cincizecimii sau sărbătoarea Rusaliilor. Fapte 2 cu 8 mărturisește: cum de auzim în limba în care ne-am născut. Vorbirea în alte limbi, cum ne spune Scriptura în Fapte 2 cu 4, e diferită de vorbirea în limbi în care pe care o practica Corintul. În ziua cincizecimii s-au vorbit 17 dialecte, s-a vorbit în limbi tangibile, în limbi auzite și cunoscute. Și oamenii care au auzit cuvântul au rămas străpunși la inimă, împlindu-se cuvântul care spune: credința vine în urma auzirii.
bolboroselile n-au avut nimic de a face cu ziua Sfânta Cinzecimii. În ziua Sfânta Cinzecimii, prin acea pogorâre a Duhului Sfânt materializată în niște limbi ca de foc, oamenii au auzit Evanghelia predicată clar în limba care s-au născut. Începând de la Cinzecime, să știți că nu există convertire sau naștere din nou fără primirea Duhului Sfânt. Nu există creștin mădular în trupul lui Hristos care să nu fie botezat cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt are loc în momentul în care păcătosul care crede se convertește, iar Duhul Sfânt intră în sufletul lui dându-i viață nouă. Pentru că ce altceva poate genera minunea nașterii din nou decât Duhul Sfânt? În 1 Corinteni 3:16 cuvântul spune: în acel moment trupul credinciosului devine templul lui Dumnezeu și că Duhul Sfânt locuiește în voi. Lucrarea de botez a Duhului Sfânt e unică, cum și lucrarea de la Cinzecime a fost unică. Și de aceea nu mărturisim un botez în apă, un botez cu Duhul Sfânt, un botez pentru morți, un botez de fiecare dată când ne predăm Domnului, cum am auzit că sunt alte confesiuni, cum se predă Domnului, nu-L mai întreabă dacă a fost botezat sau nu, ne tot botezăm, fraților, de câte ori păcătuim. Nu! Biblia nu spune așa. Scriptura spune că mărturisește un domn, o credință și un botez. Partea noastră, după ce am fost botezați cu Duhul Sfânt, am avut parte de naștere din nou, știți care ar trebui să fie o prioritară? Plinătatea Duhului Sfânt. Și fiți cu luare aminte, condițiile pentru a fi plin de Duhul Sfânt sunt următoarele. În primul rând, să dorești să fii plin zi de zi de Duhul Sfânt și nimic din firea pământească să nu aibă acces în tine. Condițiile pentru a fi plin de Duhul Sfânt, să cauți să-L cunoști pe Hristos și puterea învierii Lui. Să-L lași ca El să domnească peste tine la nivelul fiecarei zile. Și să știi ceva, cât timp te crezi stăpân, în momentul acela ai parte de golire, dar când accepți ca să fii rob ascultării lui Hristos, plinătatea Duhului Sfânt va fi la ea acasă, în ființa și inima ta. Cum poți să menții umplerea cu Duhul Sfânt? În fiecare zi cere ca să fii umplut. Pentru că mai mult de cum avem nevoie de aer, avem nevoie la nivelul fiecărei zile de umplerea cu Duhul Sfânt. Cum poți ca să menții umplerea cu Duhul Sfânt? Mărturisește-ți păcatele, pentru că păcatul cumulat în ființa ta are rolul pe care cuiul îl are într-un cauciuc. Oprește-te cu viteza și cu raliurile și într-o parte și în alta. Când ai cui în cauciuc, trebuie să tragi pe dreapta și să-ți vezi de treburi. Cum poți să menții umplerea cu Duhul Sfânt? În fiecare zi cere să fii umplut. Mărturisește-ți păcatele, păstrează ascultarea în Hristos și plinătatea Duhului Sfânt se manifestă în relațiile noastre cu oamenii, în biserică, în familie și în societate. Pentru că, frați și surori, în biserică, credinciosul plin de Duhul Sfânt descoperă în frații săi chipul și prezența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Eu când mă uit la dumneavoastră, văd juvaierele creației, văd pe cei pe care Hristos Domnul i-a răscumpărat prin însăși sângele Său. Eu văd, frați și surori, copiii ai Celui Atotputernic. Fiți plini de Duh înseamnă fiți eliberați de sub controlul euului și rămâneți sub controlul Duhului Sfânt și toată biserica să spună amin. A treia persoană din Sfânta Trăime, despre care mărturisim și divinitatea ei, dorește să ne cuprindă și să ne stăpânească totalmente. Dacă în biserică se face diferența între cel care e plin și nu e plin de Duhul Sfânt, în familie mai mult, cum ar putea soțul să-și iubească soția așa cum a iubit Hristos biserica, iar soția să se supună soțului fără plinătatea Duhului Sfânt? Avem carențe în familie? Înseamnă că nu suntem plini de Duhul Sfânt. Frați și surori, și în societate, nu doar în biserică, în familie, ci și în societate, relațiile pe care le avem la locul de muncă, relațiile pe care le avem cu angajații, cu subalternii, cu oamenii cu care ne întâlnim la nivelul fiecarei zile, arată dacă avem sau nu plinătatea Duhului Sfânt. Pentru că
Creștinul nu este mai duhovnicesc atunci când se roagă, sau cazul meu acum când vestesc Evanghelia, decât atunci când sunt la locul de muncă, pe stradă sau în altă parte. Plinătatea Duhului Sfânt trebuie să fie intactă. Nu vorbim de un creștin de duminica și un creștin de sâmbătă, ci vorbim de un creștin la nivelul fiecarei zile. De aceea, aviz amatorilor care au scurt circuit. Și să nu credeți că vă vom urmări noi, că suntem numai patru în bordul administrativ, dar vă urmărește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și dacă încercați să-L mințiți, încercați să-L huliți, încercați să-L supărați, vă veți întâlni într-o zi cu acela pe care l-ați străpuns. Dă-mi voie să te întreb în partea finală. Plinătatea Duhului Sfânt se vede în relațiile pe care le ai cu frații în biserică? Cum e atitudinea ta în familie? Cum e atitudinea ta în societate? Plinătatea Duhului Sfânt nu este altceva decât împuternicirea celui mântuit de a trăi viața Domnului Iisus în prezența slăvitului Dumnezeu. La Rusalii, când s-a pogorât Duhul Sfânt, s-au revoluționat lucrurile. Cele care credeam că sunt sus au fost trântite jos. Și așa cum spuneau, la Rusalii au venit evrei trăind sub lege și au plecat trăind sub har. La Rusalii au venit evrei sau prozeliți și au plecat creștini. La Rusalii au venit ca să păzească credința și au plecat trăind prin credință. La Rusalii au venit nebotezați și la Rusalii au plecat botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Că mai auzim de unii care se botează în numele lui Iisus. La Rusalii au venit fără Hristos și au plecat cu Hristos. La Rusalii au venit fiecare cu familia lui. Și acum, frați și surori, cum am auzit și poezia binecuvântată și mesajul, priviți cum acum nu sunt eu, tu și ei, ci sunt 3.000 la oaltă. Și unde e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, acolo e unitate. Acolo suntem una în Hristos. Au plecat integrați în cea mai mare familie pe care pământul și cerul l-a cunoscut-o vreodată, Biserica Domnului Iisus Hristos. Nașterea bisericii, nașterea ta și a mea, este direct legată de trimiterea, venirea și începutul lucrării Duhului Sfânt pe pământ. De aceea se cade să spunem, mărit să fie Domnul! Frați și surori, suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt locuiește în noi și ne călăuzește în tot adevărul. Ai responsabilitatea de a căuta umplerea cu Duhul Sfânt la nivelul fiecărei zile și să dai voie ca Duhul Sfânt să-ți vorbească, să te călăuzească, să te inspire. El să te inspire în cântare, în mărturie, în acțiunile zilnice. Și ce întristează Duhul Sfânt, să te ferești ca de arici. Arici, știi ce e, tineri dragi? Ăla care are țepi. Nimeni nu le-a arici în brațe. Fără Duhul Sfânt, Dumnezeu este departe. Hristos rămâne în trecut. Evanghelia este o literă moartă. Biserica o simplă organizație. Autoritatea o dominație. Misiunea o propagandă. Cultul o evocare. Iar lucrarea creștină o morală de sclavi. Dar prin Duhul Sfânt, cosmosul este înălțat. Și geme născând împărăția, pentru că Sfânta Treime încă din actul incipient al creației a fost una. De aceea spune Scriptura, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Prin Duhul Sfânt, Hristos cel viu este aici, unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui. Prin Duhul Sfânt, Evanghelia are putere de viață. Prin Duhul Sfânt, biserica înseamnă comuniune trinitară. Autoritatea este o slujire eliberatoare. Misiunea este o pogorâre a Duhului Sfânt. Prin Duhul Sfânt, prin Duhul Sfânt. Și când ne ducem în misiune, cum ne îndeamnă Ateo și fratele Sami, să vestim Evanghelia celor din jur, nu o facem în puterea noastră. Dacă Duhul Sfânt nu ne mișcă, trebuie Duhul Sfânt să ne transforme în primul rând. Și dacă vezi cât bine ți-a făcut Domnul, cum vei putea să taci? Invit echipa de închinare să vină în față. Și am fost marcat deosebit ceea ce cred că ați văzut și voi. De fratele pastor David Platt de la Biserica McLean Bible Church din Viena, Virginia. Și el a văzut ca din senin că duminica trecută la serviciul divin de dimineață, cine credeți că a intrat în audiență? Președintele Americii.
Brother Trump, Domnul să-l binecuvinteze, pe el, casa lui și pe toți asociații. Și am fost profund impresionat când acest păstor, David Platt, de la Biserica McLean Bible Church din Viena, Virginia, cu Biblia în mână și cu cealaltă punând-o pe umărul președintelui, s-a rugat prin Duhul Sfânt. Așa ar trebui să facem și noi, pentru că nu timpul minunilor a trecut, ci timpul credinței e pe ducă. Dumnezeu să ne inspire la rugăciuni fierbinți prin Duhul Sfânt. Și cum s-a îndurat de nepotul meu, Marcus Munteanu, se poate îndura și de copiii tăi. Dar trebuie să ne rugăm, să postim, pentru că armele cu care noi trebuie să luptăm sunt acelea, postul și rugăciunea. Cine vine în adunare să nu zică, păi decât să te duci mai la New Life, mai bine te pui într-un congelator sau într-un frigider. Așa-s de reși de apatici, oamenii aceia. Aici e Duhul Sfânt care ne încălzește și ne călăzește în tot adevărul. Că dacă nu e Duhul Sfânt în noi și în adunare, atunci unde să-L cauți? Ca oamenii aceia care s-au hotărât să cheme pe popa să le sfințească birtul? Vă invit să ne ridicăm și vom încheia cu rugăciune, dar acum va fi cântarea... Mulțumim Domnului și acestui grup, de fapt toate grupurilor de la New Life care ne călăuzesc în cântări duhovnicești inspirate prin Duhul Sfânt și să ne rugăm cu întreaga biserică ca Domnul să-i binecuvinteze. Ei ne conduc în închinare printr-o cântare binecuvântată prin Duhul Sfânt și așa cum pastorul David Platt de la Biserica McLean Bible Church din Viena, Virginia s-a rugat pentru președintele Trump, ne vom ruga și noi în această zi sfântă de Rusalii, de pogorârea Duhului Sfânt, ca să ne binecuvinteze Domnul cu un președinte după voia lui și în următorul mandat și care aveți drept de vot, duceți-vă în numele Domnului și votați ce trebuie votat. Că altfel, dacă tăcem și stăm cu limba în gură, priviți cum se lăfăie cel rău. Cine este Duhul Sfânt? Este a treia persoană din Sfânta Treime. Are personalitate, dar în același timp, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne călăuzește în tot adevărul, pentru că e divin, e unic, e atotputernic, e deopotrivă cu Tatăl. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Și în timp ce frații ne vor conduce în această rugăciune, mă rog ca Duhul Sfânt să cerceteze măcar un suflet în această dimineață. Și de ziua 50.000 nu ne rugăm pentru 3.000 de suflete, dar ne rugăm pentru pocăința unui suflet la New Life. Și numele Domnului să fie slăvit și toată slava să-i o dăm ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, acum și în veci. Aleluia. Amin. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne libereze de blestem și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și unirea ce Iisus ne-a lăsat. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne libereze de blestem și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și unirea ce Iisus ne-a lăsat. Pentru noi s-a ivit mântuirea, we
fie Domnul. Haideți să ne plecăm în rugăciune. Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos prin jertfa căruia am primit în dar mântuirea și viața veșnică. Îți mulțumim pentru că ți-a păsat de sufletul nostru. Dar îți mulțumim, Doamne, și pentru faptul că te-ai gândit la noi pentru viața de fiecare zi, Doamne, și ai promis și ne-ai dat Duhul Sfânt ca să fie cu noi în fiecare clipă. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, o persoană în Trinitate. Și îți mulțumesc, Doamne, pentru că continuă să lucreze. Mă rog, Doamne, pentru continua lucrare a Duhului Sfânt în biserica Ta. Mă rog pentru continua lucrare a Duhului Sfânt în viețile noastre ale fiecăruia, pentru continua umplere, pentru continua rodire a Duhului Sfânt, Doamne. Să fim plini de bucurie, de pace, să fim, Doamne, altfel, pentru ca cei din jurul nostru să Te vadă pe Tine în noi. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că Duhul Tău cel Sfânt a lucrat în această dimineață și mă rog, Doamne, dacă sunt aici prieteni care au nevoie de mântuire, Duhul Tău cel Sfânt să lucreze ca în ziua Rusaliilor, o pocăință adevărată în prietenii care sunt prezenți aici, Doamne. Mă rog ca Duhul Sfânt să-i nască din nou, Doamne, și mă rog și pentru președintele acestei țări, Doamne, să fie într-adevăr un copil al Tău născut din nou. Ne rugăm, Doamne, pentru aceasta mai mult decât orice, Doamne, pentru el și apoi pentru călăuzire și pentru putere, pentru a face voia Ta. Îți mulțumesc că vei fi cu fiecare dintre noi, Doamne, la casele noastre. Ne vei pregăti pentru după masă, când din nou prin harul Tău vom fi prezenți în casa Ta. Și ajută-ne, Doamne, ca cu tot ce avem și suntem să Te slăvim pe Tine. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi acum și până în ziua veșniciei. Amin. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare în numele Domnului. Amin.